Bună seara și bine v-a regăsit pe canalul meu de YouTube, sunt Nicu și de această dată, în acest episod, vom discuta despre dioda Zener. Este, după cum știm, sau cei care nu știm, această diodă este o diodă care stabilizează tensiunea într-un circuit. Este o diodă care, datorită proprietăților distincte pe care le are față de o diodă normală, față de o diodă redresoare, să zicem. Această diodă conectată invers în circuit, o să vedem imediat despre ce e vorba, stabilizează o tensiune de referință. Scriem aici dioda Zener, cu 2 de N, așa. Și această diodă are o proprietate specială, să zicem că luăm o sursă de alimentare aici, plus și minus, iar la o conectare a ei în circuit, în sens contrar, de ce zicem în sens direct? Orice diodă, ca o componentă de circuit, este o componentă electronică care conduce numai într-un singur sens curentul electric. Deci avem aici o diodă Zener. Dioda normală are o polaritate, anodul, pentru a conduce în mod direct, are nevoie să conectăm anodul la plusul sursei de alimentare, iar minusul se închide prin consumator. De exemplu, aici conectăm un bec electric. Avem aici minus. Acesta este modul direct de conectare a o diodei, a unei diode într-un circuit electric. În mod direct. Îi spunem mod direct pentru că sensul curentului circulă de la plus către borna minus, de la nodul diodei către catodul diodei. La dioda Zener însă se întâmplă un lucru diferit, și anume la conectarea ei inversă, pe catodul ei, având o tensiune pozitivă, ea în interiorul ei are o tehnologie specială aplicată, și anume la conectarea ei în circuit cu plusul alimentării, o să stabilizeze o tensiune. De exemplu, aici avem o tensiune de referință, avem o tensiune, să zicem, de 8,2 V. Și o să luăm ca exemplu diode Zener de modele diferite. Să zicem că dacă erau în trecut acele diode PL 8V2Z, care era o diodă care stabiliza o tensiune de 8,2 V, după cum se arăta în asta. Dar să luăm alta, PL13Z, de exemplu. Erau utilizate în televizoarele vechi. Stabiliza nici mai mult, nici mai puțin de 13 V. Conectată, după cum spuneam, în circuit, după această schemă simplă. În acest experiment vom lua un aparat de măsură, și anume un miliampermetru și un voltmetru, pe care îl vom conecta aici, voltmetru de curent continuu, care îl vom conecta aici și vom afla tensiunea din circuit. Dacă rămâne stabilă atunci când tensiunea de alimentare crește peste valoarea Zener, peste valoarea diodei Zener, practic de 8,2 V. Și o să reglăm din sursa de alimentare. Avem aici inițial o tensiune de 8,1 V și, după cum observăm, în circuit nu apare niciun fel de curent. Curentul apare atunci când depășim valoarea de 8,2 V care are această diodă Zener. Și în momentul în care o depășim, curentul crește.
iar tensiunea se menține stabilă, după cum observăm. Deci pe măsură ce mărim tensiunea de alimentare, curentul crește și tensiunea rămâne stabilă. Și rămâne stabilă, avem acest voltmetru conectat, după cum observăm, la bornele diode Zener, aici. Deci practic exact ca în schemă, aici, cum observăm, și miliampermetru care este conectat în serie pentru a nu deteriora dioda Zener, pentru că la o tensiune de alimentare de 8,2V, de la 8,2V în sus, o să apară o variație prea mare a curentului și dioda o să se deterioreze. Astfel am montat această rezistență care limitează curentul din circuit și pe măsură ce vrem să stabilizăm tensiunea mai bine, această rezistență se pune de o valoare corespunzătoare. De exemplu, la o diodă de putere foarte mică se va pune o rezistență, evident, de o valoare mare, mai mare de 100 de ohmi ca aici. Aceasta este o diodă de maxim 0,5 W. Care am văzut-o mai devreme, care o vedem aici. Această diodă este o diodă foarte mică, după cum observăm, are dimensiuni foarte mici. Este o diodă de 0,5 W. Evident că sunt și diode care au puteri mari și atunci putem să punem această rezistență din schemă, să o montăm de putere mai mare și de valoare mai mică. Și atunci avem o stabilitate a tensiunii de alimentare mult mai mare și, bineînțeles, nu mai utilizăm etaje de putere cu care să întărim curentul de ieșire. Practic, să avem un curent de ieșire mare, trebuie să utilizăm la acest circuit atașat un etaj de putere cu tranzistor de putere sau cu circuit integrat de putere. Și, de exemplu, ca să construim o sursă de alimentare care să aibă această tensiune Zener, această tensiune de la bornele diode Zener, trebuie să utilizăm etaje de putere, etaje de construite cu tranzistoare, cu circuite integrate, și vom utiliza ca bază, ca principiu de bază, vom utiliza acest montaj electronic. Bineînțeles că dioda Zener are o tensiune de la care pleacă și să vedem exact de la ce tensiune, 8,31V, o să dăm tensiunea până în momentul în care crește curentul de la 0,1 mA, adică 100 de microamperi. Să vedem aici. Deci de la 0,1. Să vedem de la ce tensiune începe să stabilizeze dioda, de la 8,13V. Deci la o diodă de 8,2V, la o diodă Zener DZ 8V2, cum este această diodă, această diodă începe să stabilizeze de la o tensiune de 8,12V, după cum se observă. Și, bineînțeles, tensiunea de alimentare nu trebuie să fie prea mare, pentru că dacă tensiunea de alimentare crește foarte mult, haideți să urcăm foarte mult, implicit acest curent o să crească foarte mult. Și atunci avem nevoie ca această rezistență, care o montăm în circuit, în serie, vedem aici, această rezistență de 100 de ohmi, după cum am văzut, trebuie să-i mărim valoarea în momentul în care avem o tensiune de alimentare foarte mare pe înaintea acestei rezistențe. Deci, practic, aici, la bornele surse de alimentare, când tensiunea este foarte mare față de tensiunea Zener, rezistența serie se va pune de valoare mai mare sau mult mai mare. Să dăm și un exemplu practic prin care cu această diodă Zener putem să facem o sursă de alimentare, de exemplu, sau să facem o sursă de alimentare mai complexă, sau să, de exemplu, să facem un circuit de salt în prag cu această diodă. O să luăm un exemplu practic ca schemă, pe schemă. Ci în prezent, diodele nu mai sunt
Eu am dat niște exemple aici, pe LE-urile astea, pe LE-urile astea care erau în trecut. În prezent există DZ8V2, cum este această diodă, sau DZ4V3, sau DZ2V7. Sunt serii care sunt întâlnite în prezent. Și, practic, ele au o serie și sub această serie scrie DZ-ul, acest DZ și tensiunea care o stabilizează. De exemplu, această diodă DZ2V7 stabilizează 2,7V. O să mai luăm un exemplu. Luăm un exemplu, să zicem că avem un tranzistor de putere și cu ajutorul acestui tranzistor de putere noi vrem să obținem, să zicem, avem aici plusul alimentării și vrem să obținem pe acest tranzistor aprinderea unui LED, să zicem, acest LED să se aprindă, să zicem că acest LED este unul de 3W, este un LED de putere și bineînțeles că nu mai putem utiliza acest montaj electronic și ne trebuie un etaj de putere pentru că această rezistență nu o să poată alimenta acel LED, o să aibă un curent mic de câțiva miliamperi, de câteva zeci de miliamperi și nu o să poată alimenta acest LED și va trebui să utilizăm un etaj de putere pentru a utiliza această tensiune stabilă a bornele diode. Și astfel vom lua aici un circuit de polarizare care va conține o diodă Zener aici. Simbolul diode Zener poate să fie așa, să-l luăm aici separat, atașat, poate să fie așa, sau poate să fie așa, cum era în trecut. Și practic în trecut avea un simbol așa sau un simbol așa, putea să aibă și mai avea acest simbol în trecut și în toate cazurile avem anod și catod. Și practic la dioda Zener față de dioda normală anodul se va conecta la minusul sursei de alimentare întotdeauna și catodul la plusul sursei de alimentare. Trebuie să evidențiem acest lucru pentru că dacă o conectăm în sens direct o să avariem circuitele care le construim. Și avem aici această, să zicem că avem nevoie de 4,3V pe acest LED. Pentru că este un LED alb care se alimentează până la 4,8V. Și facem aici 4V3, avem aici un DZ4V3. O diodă Zener care stabilizează 4,3V cât ne trebuie pe acest LED ca să aibă lumina stabilă, să nu oscileze, de aceea trebuie să stabilizăm acea tensiune. Minusul alimentării avem atât pe diodă cât și pe tranzistorul de putere și rezistența de polarizare, să zicem că o punem de 1000 de ohmi, de 1 kilo ohm. Deci 1000 de ohmi. Și tranzistorul evident va avea o putere suficient de mare cât să nu se încălzească atunci când alimentăm acest LED. Să zicem că utilizăm un BD241C, să zicem, care are un curent suficient de mare la această tensiune de alimentare, care bineînțeles că am extins-o din moment ce am utilizat acest stabilizator de tensiune cu diodă Zener în baza tranzistorului, am reușit să stabilizăm tensiunea de alimentare pe acest LED și tensiunea de alimentare generală va fi de la 4,3V până la 12V sau chiar mai mult. În momentul în care utilizăm o tensiune mai mare, să zicem că utilizăm o tensiune de 24V, trebuie să înlocuim această rezistență cu una de valoare mai mare. Ați ghicit deja, pentru că curentul o să crească foarte mult pe această diodă, la bornele diode, și dioda se va încălzi. Sper că v-a fost de folos acest material video. Ne revedem în materialele următoare pentru a discuta lucruri cât mai interesante despre electrotehnică, electronică și nu numai. Iar acestea fiind arătate, vă doresc o seară bună în continuare și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!